Bună ziua, dragii noștri! Bun venit la un nou interviu din seria Blue Generation Project. Acesta este un proiect finanțat de EEA și Norway Grants Fund for Youth Employment, desfășurat de către Asociația Team for Excellence. În interviul de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Dragoș Plopeanu. Dumnealui este director, manager de proiect la unul dintre șantierele navale. Carierele albastre includ inclusiv locuri de muncă în cadrul șantierelor navale și vom avea din partea domnului director o prezentare a activității sale și totodată vom afla despre ce alte joburi putem lua în considerare în acest sector al construcției de nave și al reparațiilor mentenanței navale. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că pot împărtăși cu cât mai multe persoane câteva detalii sau secrete, să le spunem, ale lucrurilor care se întâmplă într-un șantier naval și special unul din România. Referitor la meseria mea, eu activez ca și manager de proiect, coordonez construcția unor nave în cadrul șantierului. Acest lucru presupune coordonarea de la începutul proiectului, din momentul în care, chiar înainte de a fi contractat, partea de proposal, de engineering, iar după ce se semnează contractul cu clientul final, partea de detailing, engineering, apoi supply materials și partea de producție, finalizată cu commissioning-ul și livrarea proiectului către clientul final. Acum ne-ați enumerat mai multe elemente specifice domeniului, însă tinerii care ne ascultă sunt prea puțin sau chiar deloc familiarizați cu acești termeni. Dacă puteți să ne explicați pe îndelung. Să intru în detaliu, da. În momentul în care un client dorește să achiziționeze o navă completă sau parțială, pentru că avem clienți alte șantiere navale pentru care construim doar corpuri de navă sau bucăți din aceste corpuri de navă, ei înaintează către noi o cerere care este analizată de un departament special în cadrul șantierului care se numește Proposal Department. Acest departament face o estimare a costurilor care includ absolut tot, începând de la faza de design, costuri de materiale, costuri de manoperă, cum am spus mai devreme, commissioning, până la livrarea navei. Commissioning, ce înseamnă acest lucru? Commissioning înseamnă punerea în exploatare a echipamentelor navei, verificarea acestora și punerea în exploatare, finalizate cu probele de mare. Toată lumea știe ce înseamnă probe de mare. Ești cu nava în mare, după ce ai făcut anumite probe la cheu, ești convins că toate echipamentele funcționează corect, ești în mare și demonstrezi clientului că nava îndeplinește standarde de calitate cu care ne-am angajat să o fabricăm și să o livrăm. Project managerul intervine încă din acest stadiu incipient, de la discuțiile inițiale cu clientul, pe baza experienței avute cu alte proiecte, cumva supervizează din umbră și intervine doar atunci când consideră necesar să fie clarificate anumite aspecte. După semnarea contractului, moment în care el devine ferm pentru șantier, devine o comandă, începe aprovizionarea materialelor, începe finalizarea, cum îi spunem noi, detail engineering-ului, și anume sunt clienți care cer anumite customizări pe navele lor, pe proiectele existente, dar cu anumite lucruri specifice care să vină în întâmpinarea cerințelor lor. Navele sunt dedicate anumitor scopuri și atunci trebuie să fie echipate cu diverse lucruri. Da, și cum spuneam, supply material, cumpărarea materialelor, table, profile, vopsea, valvule, teavă, echipamente, tot ceea ce intră în componența unei nave și începerea producției efective. 100% project managerul este implicat în momentul în care se taie prima tablă în șantier și producția începe, coordonând cumva toate departamentele șantierului,
El este ajutat de un număr de ship coordinator, le spunem noi, coordonator de navă. Dacă puteți să repetați. În activitatea lui, managerul de proiect este activitat de niște coordonatori de navă, care în funcție de mărimea proiectului pot fi 2, 3, 4, care sunt cumva ochii și urechile project managerului în șantier. Da, și coordonarea asta presupune cumva ca toate elementele necesare construcției acestei nave, engineering, care este cel mai important, la un moment dat, pe baza lui, cumpărarea materialelor și producția efectivă, să funcționeze cumva armonios și just in time. Pentru că, vă imaginați, o navă este un ceva complex, ea se construiește pe etape, în funcție de strategia de construcție, și atunci toate lucrurile trebuie să fie făcute conform acestor etape, noi o numim building strategy, strategia de construcție, și project managerul se asigură că toate persoanele, toți cei implicați în construcția acestui proiect știu exact ce au de făcut, ce au de livrat și când trebuie să livreze acele informații sau în funcție fiecare de domeniul lui de activitate. Am uitat să menționez aici un departament foarte important care este asigurarea calității. Acest departament este cumva independent de project manager, nu este în subordonarea project managerului pentru simplu motiv că este o entitate independentă și de la calitate, la QC, cum le spunem noi, trebuie să vină și să asigură că ceea ce producem noi este conform standardelor la care ne-am asumat să construim nava. Și atunci când aceste standarde sunt mai puțin îndeplinite, pur și simplu să întoarcă lucrurile înapoi. Și atunci dacă ar fi subordonarea project managerului, ar fi discutabil, pentru că interesul meu ca project manager este să merg cu proiectul înainte, să-l finalizez în timp. Să mă întoarcă cu o lucrare înapoi înseamnă timp pierdut, înseamnă bani, resurse și așa mai departe. Nu prea îmi convine. Dar se întâmplă și astfel de situații. Da, după ce toate aceste elemente sunt puse la un loc, trec un pic rapid prin asta, nava e gata, cum spuneam mai devreme, echipamentele sunt instalate, începe testarea acestora, echipamentele, sistemul de țevi este curățat, așa numitul flashing, da? Și se pun progresiv în funcțiune. Aici să beneficiem de ajutorul producătorilor echipamentelor. Și aici mă refer la echipamentele mari, makerii care vin și supervizează aceste punere în funcțiune a echipamentelor, au loc probele de cheu, pe care, da, ieșim cu nava în mare și realizăm probele finale, care demonstrăm că produsul este ceea ce ne-am angajat să facem, da, finalizat cu livrarea lui către client. Cam asta în câteva cuvinte. Da, procesul e complex. Eu coordonez acum două spărgătoare de gheață începute cu 2 ani în urmă. Deci vă dați seama că, da, e destul de anevoios procesul. Și, da, în câteva cuvinte am încercat să sintetizez acest lucru. Dacă mi-a scăpat ceva, cer scuze, e posibil să-mi fi scăpat. Bun, deci, dacă ne puteți spune în linii mari, în general, cam cât timp durează construcția unei nave? Asta depinde de la șantier la șantier. Eu am lucrat în Mongolia în perioada DU, în perioada coreană. Perioada coreană era foarte diferită de perioada prezentă, da. Am plecat în 2015 din șantier, din Mongolia. Și pot să vă spun atunci că politica era un pic diferită, în sensul că navele care se construiau în România erau o copie a proiectelor care se făceau în Coreea. Ei făceau un fel de prototip, construiau două nave acolo, vedeau tot ce este greșit, ca să spunem, tot ce nu era în regulă, remediau toate problemele acolo, iar în momentul în care proiectele veneau la noi și erau în România, era un fel de IKEA, să vă spun, cumpăr mobile de la IKEA și asamblezi, adică știam toți ce avem de făcut just in time, pentru că lucrurile astea mai făcut. Ei, și atunci șantierul ajunge la performanța să livreze chiar și 10-12 nave complete pe an, și vorbesc de containere de 9500 de teuri, tankere de 180.000 de tone de deadweight, adică niște mastodonți. Nu. În perioada Damen, situația e un pic dificilă. Acum lucrăm după
felul de lucru în Europa. Nu avem nave serie, navele sunt customizate, proiectele sunt unice și atunci perioada de producție a unei nave poate ajunge și la 2 ani, da, da, poate ajunge. Acum proiectele mele, am spus că sunt în al doilea an cu ele pentru că, da, ele au fost contractate cu un armator rus. Din păcate știm ce se întâmplă în zona asta lumii și datorită sancțiunilor americane și Uniunii Europene contra Rusiei, nu putem să le mai livrăm. Și atunci s-a hotărât minimizarea la maxim a lucrărilor la bord, în așa fel încât să putem pune navele în plutire și să le ducem undeva la chiar să le stocăm până când situația se va clarifica într-un fel sau alt. De aia am atins. Ele erau planificate inițial pentru un an jumate, perioada de construcție, dacă nu s-ar fi întâmplat nenorocirea asta cu războiul din Ucraina. Da. Da. Deci ca să-ți răspund, într-un an de zile, un șantier corean livrează fără probleme o navă mare. Un șantier în Europa nu. S-a închis microfon. Dacă ne puteți spune, la o navă în medie câți oameni lucrează? Și aici e vorba de complexitatea navei. Acum mă refer strict la proiectele mele. În perioada de vârf aveam până la 250 de oameni, 300 de oameni la bord, care acopereau toate departamentele, corp, vopsitorie, instalare țeavă, instalare outfitting și echipamente. Deci cel mai mult am avut 300 de oameni. Dar sunt proiecte care au și 600-700 de oameni. Depinde de mărimea proiectului. Am înțeles. Navele sunt spărgătoare de gheață de 100 de metri de lungime și acolo fizic n-ai cum să pui mai multe, n-au loc. N-ai efectiv unde să. Dar pe o navă comercială de 300 de metri, păi imaginați că poți. Dacă ne puteți da exemple de joburi necesare pentru construcția unui astfel de spărgător de gheață. Altele joburi decât cele de manager de proiect pe care le aveți. Da, varietatea de joburi este foarte mare în industria navală și în special în șantiere. Pornind de la faza de design, colegii de la engineering care trebuie să acopere toată paleta de meserii care vor ajunge la un moment dat în producție și anume corp, outfitting, țeavă, vopsitorie. Deci ei sunt un mini spat acolo, în zona de engineering. Un mini, ce ați spus? Stat, un mini stat. Da. Adică un sistem destul de complex. Da. O insulă în cadrul șantierului. Da. Apoi sunt colegii de la asigurarea calității, la fel împărțiți pe corp, instalare țeavă, instalare outfitting, vopsitorie. Da. Apoi trecem prin partea de middle management, să spunem. Fiecare departament al șantierului este coordonat de cineva, ca și manager, în subordinea căruia se află 2, 3, 4 coordonatori de producție și din nou corp, vopsitorie, țeavă, outfitting, machinery, commissioning. Da, și pe urmă ne ducem în faza de producție efectivă, unde la fel toate meserile sunt reprezentate, ingineri de corp, ingineri de outfitting, de tavă. Deci gama de meserie este foarte, foarte largă. Eu am terminat Universitatea Maritimă din Constanța ca și mecanic. Am navigat o perioadă destul de scurtă, pe care mi-am găsit foarte ușor loc la uscat, cum spunem noi. Și, da, drumul a fost ușor, dar se poate. Dacă îți place și vrei să vezi o navă de la nimic, o scrisoare de intenție până la plecarea ei pe mare, pe elica ei, e o meserie frumoasă. Tot în curtea voastră, să zic, în șantier, se efectuează și botezul navei sau ea iese de pe partea șantierului, să zic, din zona șantierului? În perioada de construcția unei nave au loc mai multe evenimente. Noi le numim Kieve. Și primul și cel mai important punctul de plecare al
construcției acestea este steel cutting ceremony, ceremonia de tăiere a primei table. Da, apoi urmează evenimentul de keel-laying, punerea chilei, care este de asemenea un eveniment important, începerea construcției în doc. Urmează evenimentul de lansare de care am vorbit mai devreme, da? Înseamnă nava este completă, vopsită, armată, rămânând câteva lucrări relativ minore de finalizat care se pot face la cheu. Atunci nava este scoasă din doc, pusă în plutire și mutată la cheu. După care evenimentul de sea trial, care la fel e destul de important, atunci arătăm că nava este conformă și poate fi livrată. Iar imediat după sea trial, da, este evenimentul de botez al navei, care spuneați dumneavoastră, în care clientul este invitat, autorități, da, în funcție de pretențiile fiecărui client, are loc această ceremonie de botez a navei, în care se numește nava, îi se dă un nume, după care ceremonia de semnare a contractului, livrare și plecarea navei. Cam astea ar fi evenimentele importante din viața unei, din construcția, din perioada de construcție a unei nave, pentru o navă completă. Repet, sunt proiecte în șantiere pentru nave parțiale. Construim doar partea de corp sau construim doar, sau doar armăm. Am avut în anul trecut cele două nave care au fost făcute de damen pentru poliția de frontieră, le vedeți în Constanța, în port, care au fost făcute de damen în Antalya și au venit la noi în șantier pentru finalizare, commissioning. Ceea ce a fost un eveniment cumva ciudat pentru noi. Noi eram invitați de obicei să facem corpuri, nu știu ce, și astea se duc în Norvegia sau în alte zone să fie armate, finalizate, comisionate. Acum a fost un pic pe invers, am primit noi nave terminate ca și fabricație, să le comisionăm și să le livrăm către clienți final. Ceea ce a fost un lucru deosebit. Da, și puteți vedea navele, sunt în Constanța, sunt în exploatarea politicii. În afară de activitatea de construcție de nave, ce altceva se mai întâmplă în cadrul unui șantier naval? Toate meseriile suport. Care... Partea de reparații, poate? Andocare? Dacă da, eu m-am dus un pic în altă direcție și mă gândesc să vă spun că avem departamente de contabilitate, financiară, pompieri, ce vreți dumneavoastră, toate astea vin în suportul construcției de nave, dar da, dacă vreți să mergem în direcția reparații, în Mangalia încă se mai efectuează reparații și avem o divizie specială care se ocupă de acest mini-business, să-i spun. Reparații, tot ce înseamnă o reparație posibilă și care este cerută de client. Adică de la andocare, navă, vopsitorie, corp exterior, demontare de linii axiale, cârme, și în interior, schimb de oțel, schimb de țeavă, valvule, mecanică, intervenții la motoarele principale, motoare auxiliare, și, știu, orice alte lucruri de mecanică, da, se poate efectua și se efectuează în șantierul nostru. În perioada asta, în special, efectuăm în zona de reparații lucrări de masive de tratament corp exterior, pentru că beneficiem de niște locuri foarte mari. Chiar acum am uit pe geam și văd un teanc pe care 180 de mică, că e foarte mare. Și se lucrează la vopsitoria corpului exterior. Astea sunt proiecte mai mici și în zona de reparații, la fel, fiecare proiect este coordonat de un project manager, dar, în general, un proiect de reparație poate dura de la o săptămână pentru niște lucrări minore la, nu știu, câteva luni, maxim. Da, cam aici. Bun, da. Și ați folosit termenul de andocare, este un termen foarte familiar dumneavoastră, dar haideți să încercăm să-l explicăm în cuvinte foarte simple tinerilor, care nu cunosc o medicină. Da, andocarea unei nave presupune spatele ei pe uscat, ca să mă exprim așa grosier. Noi beneficiem în șantier de 3 docuri uscate. Aceste docuri sunt ca niște containere neacoperite, nu știu cum să le descriu exact, în care se inundă cu apă, nava, ca o ecluză. Cred că toată lumea a văzut o ecluză. Da? Da, dacă totuși... La Ovidiu, da, vezi ecluză. Putem explica e cu atât mai bine, da. Da. Nava intră în acest container, de ghilimele să-i spun, în plutire, se extrage apa și ea rămâne pur și simplu uscată. Pe niște blocuri de chilă, așezate conform designului navei și rămân pe uscat, poți să lucrezi la corpul exterior, poți să o revoptești, poți să extragi linia de acte, poți să
lucrezi la cârme și eu știu să faci sterții de oțel sau ce alte lucrări de reparații are nevoie acea navă. Asta înseamnă lucrarea în câteva cuvinte. O navă trebuie periodic să se întoarcă într-un șantier naval pentru verificări. Dacă ne puteți spune la ce perioadă vin. Este ceva asemănător inspecției tehnice periodice de la un autovehicul? Da, din ce mi-amintesc, am lucrat și în zona de reparații. Era pentru o navă comercială, vorbesc. Nu am să intru în detalii pentru nave militare și asta că nu cunosc. Dar o navă comercială are un special survey, este numit, odată la 5 ani, când au loc lucrări complexe de vopsitorie, de port-navă și așa mai departe. Acum, din ce înțeleg cu avansurile astea tehnologice și pe partea de stabloare vopsitorie, cred că s-a prelungit. 7 ani jumate am auzit că la navele noi are de 5 ani știam special. Și eu, da. Știam chiar o perioadă mai scurtă pentru probabil navele care au o anumită... Iar 2 ani jumate este intermediate survey, se numește, atunci ne fiind obligatorie andocarea navei, ci verificarea sistemelor principale ale navei, în special de propulsie, manevră și așa mai departe, sistemele critice ale navei. Da, deci ar fi 2 ani jumate, 5 ani, iar în cazul pentru navele noi, am auzit acum, chiar și la navele care le-am construit noi în ultima parte a aerei coreene în șantier, era undeva la 7 ani jumate, reandocarea navei. Am înțeles. Și o ultimă întrebare așa din zona tehnică. Ce ne puteți spune despre clasificarea navei? Dacă partea de clasificare a navei se face tot în șantier? Partea de clasificare a navei se face în șantier. Societățile de clasă vin în șantier, au birouri. Orice navă comercială, mai puțin cele militare, se construiesc de la început, de la tăierea primei table, sub supravegherea unei societăți de clasificare, care supervizează acest proces de construcție pe toată perioada construcției navei. Ei își dă acorduri pe fiecare lucrare, bineînțeles, care este supusă inspecției de clasă. Există un așa numit ITP, Inspection and Testing Plan, care este stabilit încă de la începutul proiectului, înainte de tăierea primei table, iar acel ITP este urmat în tocmai până la finalizarea navei. Nici o lucrare prinsă în acel ITP nu trece mai departe până când inspectorul de clasă nu își dă acordul în privința ei. Și această inspecție de clasă presupune toate domeniile, corp, stavă, outfitting, mecanică, tot. Mai puțin vopsitorie. Pe partea de vopsitorie, cuvântul final îl are producătorul de vopsea pentru că el de garanție. Acolo clasa, important este să fie vopsit, nu intre foarte mult pe DFP și calitatea vopsei. Bun, interviul nostru... Iar la reparații, la fel, scuze-mă, la reparații, la fel, în momentul în care nava intră în reparații, inspectorul de clasă vine, ia cunoștință de lista de lucrări și acolo unde sunt puncte de inspecție clasă, supervizează și stă acolo. E similar ca la construcții, doar volumul de lucrări este mai. Bun, interviul nostru s-a apropiat de final. Dacă puteți adresa un foarte scurt mesaj tinerilor care și-ar dori sau poate ar fi interesați sau dacă nu sunt interesați, măcar acum află pentru prima dată de carierele albastre, știu, poate un scurt mesaj de îndemn. Da? Pentru astfel de cariere similare. Este un mesaj bazat pur pe experiența mea. Deși pare greu la început, și mie mi s-a părut greu, am venit în domeniul ăsta după un liceu teoretic, dintr-un oraș din județul Constanța, care nu era neapărat la malul mării, era la malul Dunării, dar credeam vapoare trecând pe Dunăre. Pare greu, este greu, începutul este greu, dar cu multă muncă, ambiție și dorință de învățare veți reuși, iar în momentul în care veți ajunge să înțelegeți pe deplin toate procesele astea care stau în spatele mișcării unei nave din punctul A în punctul B, de la felul în care este gândită, construită, până la felul în care ea este dorită de un client pentru că îi aduce beneficii economice, pentru că și asta este foarte important, să înțelegi de ce construiești o navă, de ce o cumpără un client. În momentul în care ajungi să te punești toate lucrurile astea, se va părea totul foarte ușor și rezultatele și satisfacțiile vor fi pe măsură. Chiar pe lucruri pe care nu cred că le întâlnești în foarte multe domenii ale vieții noastre.
Vă mulțumim foarte. Cam atât. Da, vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Dragii noștri, ținem legătura pentru alte interviuri la fel de interesante, în care aveți ocazia să vă familiarizați cu ce anume presupune o carieră albastră. Vă mulțumesc pentru participare.